Bună dimineața, este ora 10, bine v-am regăsit la News Magazine, sunt Mihaela Bârzila. Amenzi uriașe la bloc începând chiar de astăzi. Cine face gălăgie și deranjează vecinii poate fi amendat rapid cu până la 3.000 de lei. Polițiștii au primit mână liberă să intre mult mai ușor peste oameni în casă dacă sunt suspectați de ceva. Sunt și alte schimbări majore care intră în vigoare tot de astăzi, 26 ianuarie. Colegul meu, Andrei Grigore, se află chiar la sediul Inspectoratului General al Poliției Române. Bună dimineața, Andrei, ce se schimbă și cât de mari sunt amenziile? Bun găsit, doamnelor și domnilor. În primul rând, iată, vedem mărirea amenzilor pentru deranjarea ordinii și liniștii publice, mai ales pentru zgomot peste limita admisă în timpul programului de liniște. Și aici avem sume ajunse în intervalul 2.000-3.000 de lei. De asemenea, pentru acele petreceri în spațiu public, ne amintim, spre exemplu, petrecerile la cort, amenzile au crescut în intervalul la fel, 2.000-3.000 de lei, însă repetarea acestei fapte, mai exact zgomotul în aer liber la aceste astfel de petreceri, poate aduce, iată, în termen de 24 de ore din nou poliția la ușa dumneavoastră, iar amenda să se dubleze practic de la 3.000 la 6.000 de lei. De asemenea, pot intra polițiștii în locuințe fără acordul persoanelor din interior, asta în anumite cazuri, spre exemplu atunci când există suspiciunea clară a unei infracțiuni sau în cazul persoanelor urmărite ori pentru stoparea unor acțiuni teroriste. De asemenea, mai sunt niște noi modificări la litera de lege, practic o nuanțare mult mai clară, o definiție mult mai clară a celor aspecte care țin de legitimare marea persoanelor, pentru că știm, erau multe discuții de acest gen, oameni care poate cumva abuzau de expresia dar ce drept, cu ce drept sunt eu legitimat. Ei bine, acum, ca să nu mai existe discuții, la literă de lege, începând de astăzi, sunt definite clar acele situații în care puteți fi legitimat. Și avem, spre exemplu, situația în care o persoană pregătește, sunt semne clare că pregătește o infracțiune sau deja a comis o infracțiune, atunci persoana poate fi legitimată și nu poate să refuze acest lucru. De asemenea, dacă o persoană este martor al unui eveniment, al unei infracțiuni sau există indicii că știe detalii despre persoana care a săvârșit infracțiunea, poate fi legitimată și nu trebuie să refuze acest lucru. De asemenea, în cazul în care, spre exemplu, o persoană solicită ajutorul poliției, chiar dacă, să spunem, se află în stare de ebrietate, ori a consumat substanțe psihoactive sau pur și simplu este o persoană invalidă, ori în vârstă, poate cere ajutorul poliției, știm, pentru a merge, spre exemplu, acasă. În acel moment, poliția, de asemenea, poate legitima persoana respectivă și acest lucru nu trebuie să fie refuzat. Și de asemenea, în cazul în care o persoană seamănă, spre exemplu, cu cineva urmărit, cu o persoană dată în urmărire sau conduce o mașină, de asemenea, dată în urmărire, poate fi legitimată. Andrei Grigore, mulțumesc foarte mult!